Stimați prieteni, astăzi suntem la ultimul studiu din acest ciclu, din trimestrul care l-am petrecut, un trimestru mai special de studiu, care a portat ca titlu Planul de Sănătate al lui Dumnezeu pentru omenire. Și astăzi avem lecția numărul 13 și această lecție o vom petrece împreună cu Arcade. Arcade, te salut! Și eu te salut, Petric, că mă bucur să fiu cu tine aici. Au fost studii și mai negative și mai puțin negative. Astăzi avem un studiu la o notă destul de pozitivă: sănătatea pe noul Pământ. Cum ne va fi nou pe nouă Pământ, ce fel de sănătate vom avea noi? Și, Arcadi, aș vrea ca să ne descrii cât mai bine, ca toți împreună, să tindem spre acest nou Pământ și să înțelegem cât de bine va fi acolo și care va fi sănătatea noastră acolo. În primul rând, prieteni, vă salut și mă bucur că sunteți împreună cu noi la studiul acesta. Acest nou pământ, Petrică, cum spuneai tu, este mult așteptată dorința tuturor neamurilor și a tuturor oamenilor care au trăit în adejdea aceasta. A tuturor creștinilor, să spunem. Și ceea ce este mai interesant și mai de așteptat pe acel pământ este că nu va fi moarte, nu va fi boală, nu va fi durere, nu va fi chin, nu va fi țipă, durere, cum scrie la Apocalipsa, capitolul 21. Și toate aceste lucruri, pentru că lucrurile din tâi au trecut, iar cele din tâi lucruri au fost nu altceva decât rezultatele păcatului. Da, adică acolo nu vom avea studii de cum să tratăm bolile cele sau celelalte, pentru că aceasta nu va fi acolo. Apocalipsa 21 cu 4, textul de bază spune, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici stiper, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut, cum spuneai Tom. Așa e. Trecem la studiu. Deși mulți din poporul lui Dumnezeu au murit datorită diferitelor boli, care este speranța lor și cum putem redobândi curajul chiar în suferință? La această întrebare putem să-l găsim răspunsul în cartea lui Iov, după cum avem și trimiterile aici, la Iov, capitolul 19. Uh -huh. Sunt anumite texte foarte controversate în Biblia română, în general, pentru că doar în limba română întâlnim fraza când Iov, Iov spune chiar dacă mi se va nemici pielea, chiar dacă nu vom mai avea carne, îl voi vedea totuși pe Dumnezeu. În realitate, acest text, în original, sună altfel. Și ultima frază acestui text spune totuși în corpul meu îl voi vedea pe Dumnezeu. Aceasta vorbește despre o înviere și nici de cum despre o viață a sufletului în afară de corp, cum s-ar sugera în limba română în traducere cornilescu. Adică, dacă să ne referim la aceste texte, speranța tuturor credincioșilor este în înviere. În învierea celor drepți pe care o face Domnul nostru Isus Hristos. Cum putem noi dobândi această speranță? A fost partea a doua întrebării, chiar când suntem în suferință, adică când n-am ajuns să pășim în moarte, dar suntem în suferință. E speranța noastră este să privim prin credință la Mântuitorul nostru. Și Nota spunea: Dacă am putea vedea în acele momente, adică momente de suferință, cu pătrundere spirituală, intenția, providenților lui Dumnezeu. Doresc să mă axez la pătrunderea spirituală în intenția providenților lui Dumnezeu. Asta se face doar prin credință. Da, mulțumesc frumos. Pe ce se bazează această speranță, totuși? Spunea despre o speranță care trebuie să o dobândim, să o redobândim, să o redobândim un curaj. Ce Această se speranță se bazează pe învierea Domnului Hristos, mm -hmm. pentru că Domnul Iisus Hristos a fost primul dintre cei adormiți, măcar că nu el a fost primul care a înviat în istoria Bibliei, pentru că întâlnim persoane care au mai înviat până la Domnul Iisus Hristos. Da. Dar Apostolul Pavel îl numește pe Iisus Hristos pârgă celor adormiți. De ce este Isus Hristos această nădejde și de ce ne bazăm în învierea Domnului Hristos în acest context? Pentru că Domnul Isus Hristos, spunea nota, a fost un model despre învierea finală. Uh -huh. Adică, când cei care vor învia nu vor mai muri niciodată. Deci, cei care au înviat până la Domnul Hristos a fost uh, omul de care s a atins uh, oasele, de care s-a atins corpul neînsuflețit al unui profet. Mm -hmm. și a înviat, însă el ar trebui să moară încă o dată. Iar însuși Hristos a înviat pe Lazar. Pe... Așa este, chiar pe Lazar. Lazar a trebuit să mai moară încă o dată. Mm -hmm. Însă Domnul Hristos este primul dintre cei adormiți care uh, nu va mai mori niciodată. De aceasta ne se bazează speranța noastră. Apostolul Pavel în capitolul 15 din 1 Corinteni vorbește foarte interesant. Acest capitol, dragi prieteni, îmi vi l-aș sugera să-l studiați chiar dumneavoastră cu rugăciune și credință și să vedeți cât de interesant vorbește Apostolul Pavel. Unde spune că dacă nădejdea noastră este în Domnul Hristos și în Romani, Apostolul Pavel vorbește începând de la capitolul 8, unde spune că dacă n-a murit, n-a înviat Hristos, atunci în ce mai constă nădejdea noastră, în ce mai constă credința, credința noastră? noastră. Da, mulțumesc. Arcadie, vom continua studiul. Ce schimbare fizică vor experimenta cei credincioși la ultima trâmbiță? Dacă, dacă, să facem aici puțin o, o paranteză, să vorbim despre ce fel de trâmbiță merge vorba aici, când se va fi această trâmbiță. Și... Despre asta citim Precizare. în 1 Corintieni, capitolul 15. Capitolul pe care, dragi prieteni, l-am menționat un pic mai sus. Apostolul Pavel vorbește și ni se refer, adresează tuturor credincioșilor. Uh -huh. Vorbește despre ultima trâmbiță care va răsuna pe acest pământ și este trâmbița lui Dumnezeu în care va suna Iisus Hristos. Apostolul Pavel vorbește foarte clar despre aceasta și asta se va face la a doua sa venire. Când Domnul Iisus Hristos va reveni a doua sa, la a doua sa venire, Uh, va veni pe pământ, însă piciorul lui nu va călca pe acest pământ, uh -huh. ci încă din ori el va suna din trâmbița lui Dumnezeu și spunea textele Întâi vor învia cei morți în Hristos. Dar interesant că se vorbește despre acea înviere a dreptilor, uh, nu ca o înviere obișnuită, despre care am vorbit uh, două întrebări mai înainte ca oamenii să mai moară încă o dată, ci la acea înviere se va face o transformare extraordinară când oamenii vor învia în corpuri nemuritoare. Uh -huh. Vor învia în corpuri speciale pe care Dumnezeu le-a pregătit și tot Apostolul Pavel la 1 Corinteni 15 explică după cum există corpuri cerești, există corpuri pământești, după cum există corpuri uh, uh, care să moară, există corp care să nu moară, nu știu ce fel de corp vom avea noi sper și cred să am și eu Atât la a doua se spune Un corp care nu va mai putrezi. Da, ci se spune că va fi un corp care se va îmbrăca în neputrezire. Uh -huh. Tocmai tot atunci va fi momentul când cei în se vor spune, se vor adresa morții. Măcar că eu nu cred că există moarte. O spun asta direct. Eu nu cred că există moarte. Eu cred că există lipsa vieții, viață și lipsa vieții. vieții. Adică moartea în sine nu există. Este un rezultat al lipsii vieții. Și, dar totuși oamenii într-un mod simbolic se vor adresa la moarte. Zice, unde ți este boldul tău moarte? Unde ți este boldul tău? A dispărut pentru că a venit dimineața învierii. Da, mulțumesc. Este ușor să vorbești, este ușor să spui multe vorbe. Dar, totuși, ce se întâmplă atunci când tu ești în necaz? Care, când tu ești în suferință? Următoarea întrebare. Pe ce făgăduință ne putem baza speranța când suntem bolnavi fizic? Da, bine ai spus tu că, dar până va veni dimineața învierii sau până va veni Domnul Hristos să răpească pe cei care vor fi rămas vii, mai sunt momente de trăit în suferință, în necaz, în durere. Uh -huh. Și. Făgăduințele sunt multe. Unele dintre cele mai interesante se află în Isaia, capitolul 35. Dragi prieteni, v-aș sugera să le citiți, sunt foarte interesante. Noi ne gândim că făgăduințele cele mai frumoase se află doar în Noul Testament. În realitate nu este așa. Făgăduințe frumoase sunt și în Vechiul Testament. Aceste făgăduințe vizează pe orice tip de boală. Uitați-vă, vreau să citesc și să vedem cât de frumos sunt acestea. Isaia 35, de la 3 la 6. Începând de la. Vă citit doar de la versetul 5. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustii vor sășni ape și împustietate părăie. Adică, într-un cuvânt, Dumnezeu va vindeca de orice boală. Pe acel, pe acel timp, când s a scris aceste profeții, bolele erau. Cele mai răspândite erau legate de ochi, de limbă și de trup. Mm -hmm. Așa spune, nu? Va deschide ochii orbilor, urechile surzilor, și șchiopul va sări ca un cerb, adică vizează toate bolile, cele care țin de, de oase. Păsări ca un cer. Cele care țin de ochi, care țin de nervi, da? Dar Cele sigur. care țin de urechi, care țin de, de mușchi și așa mai departe. Deci, în întregime, corpul se va fi schimbat. Și un alt text de la Apocalipsa, capitolul 21, textul introductiv, Domnul spune că nu se va auzi nici tânguire, nici sipăt, nici lacrimă, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Acestea sunt făgăduințe nespus de mare. Uh -huh. Nota no, spune aici că acum este iarna creștinului. Da, da, când durăm ger, îndurăm frig, îndurăm viscol, îndurăm. Adică aceasta merge vorba simbolic, nu sigur, merge vorba de, de, de boală, de, de durere, a... de nenorocire. Dar atunci va fi vara creștinului. Primăvara, să să da Și și primăvara, da. Pentru că totul... toate încercările vor fi trecute. Da, da. Și totul această notă pozitivă, notă frumoasă, ce, când ne gândim la minunată speranță de a moșteni cerul, ce gânduri ar trebui să umple mintea noastră? Cum ar trebui să fim noi? Care ar trebui să fie caracteristica noastră? Există un text pe care Apostolul Pavel spune, și cât de minunat că autorul acestei lecții l-a găsit și el exact cum îmi place și mie, Filipeni 4 cu 8, prieteni, puteți să citiți împreună cu mine, spune, încolo, frații mei. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce, adică sunt... min... ce familie minunată, ce societate minunată ar forma un astfel de oameni care s ar conduce după astfel de criterii, da? Da. Și e, este interesant acest lucru. Ce temă și legătura are acest text cu, cu sănătatea noastră. Uh -huh. Așa e, nu? Parcă la prima vedere ne s-ar părea că e departe legat de scolta. sănătate. Totuși, nota le explică că privind suntem schimbați. Adică noi nu trebuie să așteptăm vindecarea doar la dimineața învierii sau la preschimbarea Domnului Hristos, ci după ocazie și posibilități vindecarea poate să încolțească aici, pe acest pământ. Iar aceasta se poate petrece doar cu ajutorul lui Dumnezeu și privind suntem schimbați. Dacă ne ocupăm de lucruri bune, dacă ne ocupăm de lucruri care merită cinste, dacă ne ocupăm de lucruri care merită cugetate, la care merită să, să atragem atenția, aceste lucruri ne vor schimba. Nota spunea, zice, pe măsură ce medităm la perfecțiunea modelului nostru divin, vom dori să fim cu totul transformați și reînnoiți în chipul purității sale. Va exista o foame și o sete a sufletului de a fi făcut asemenea celui pe care îl adunăm. Oamenii gândesc că vor ajunge în cerul și acolo va fi bine. Uh -huh. Însă aici pe pământ trăim cum, cum trăim. Cum trăim, da. Nu este așa. Noi trebuie să facem cerul pe pământ. Este în capitolul 35. în cer de pe pământ. În capitolul 35, Hristos, Lumina Lumii, este un paragraf foarte interesant. Pagina 351, unde spune că cerul este acolo unde este Hristos. Uh -huh. Și Vastă. Hristos este cu noi aici. Și dacă este Hristos cu noi aici, cerul începe aici. Sigur, sigur. Altfel noi nici nu vom sigur nici nu vom merita să ajungem acolo. Și chiar dacă și Hristos ne va lua cu deasupra, nu, nu ne va fi bine acolo, pentru că noi nu am intrat de aici de pe pământ în cer. Da. Bine, vorbim mai mult despre caracteristicile care vor fi. Cu cei răscumparați, cum vor fi ei, din ce vor fi alcătuiți cumva. Care sunt unele dintre caracteristicile fizice ale celor răscumparați când sunt înviați în mormintele lor? În primul rând, trebuie să știm că vor învia în trup. Da. Nu vor învia în duh. Da, sigur. Acest lucru confirmă Apostolul Pavel tot la 1 Corinteni 15. El de dedică ultima parte a acestei, acestui capitol, măcar că 15, 1 Corinteni vorbește mai multe lucruri decât despre înviere, însă ultima parte a acestui capitol vorbește despre înviere. Și el spune că vor învia în trup. Cu ce trup? Pavel explică, sunt diferite trupuri, ce te interesează? Cert este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Spune așa Apostolul Pavel. Uh -huh. Dar va exista trup Sigur, se spune că se vor întâlni mama cu copii, frații cu surorile Se vor întâlni între ei Cum poți să te cunosc pe tine dacă, dacă tu nu ai trup? Așa este Primul lucru este că vor învia în trup Al doilea lucru, hai să vedem ce fel de trup va fi acesta uh -huh. În trupul acesta nu va exista boală Nu va exista durere Nu va exista, să spunem așa, semne de păcat Totuși va fi o diferență. Unica diferență care va fi la înviere este că după măsura degradării trup rasei umane, așa vor învia oamenii. Dar Nota ei, spune ei vor învia în statura în care au murit. Da, în statura în care au murit, sigur. Nota spune că uh, măcar că păcatul ne-a degradat și statura ne-a făcut-o mai joasă, vom învia la fel, la fel cum am murit, la aceeași înălțime. Dacă eu când am murit am avut 1,75 m și Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, dacă mă va ajuta să învii la învierea dimineții, datorită credinței mele și puterii lui Dumnezeu, atunci eu vom învia tot la 1,75 m. Da. Totuși, Adam va învia la statura sa. Și atunci, cum vor fi că vor fi toți diferiți? Nu, ci va fi o lucrare de regenerare care va urma pe noul pământ. Despre asta vom vorbi la următoarea întrebare. Uh -huh. Dar ce este interesant, că la psalmii 90 cu 17 este un text care, în traducerea română, nu parcă nu are legătură cu întrebarea noastră. Și cred că te-ai convins și tu de acest uh -huh. lucru, psalmul 90 cu 17, și vreau să-l citesc doar și să vedem. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre, da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Însă, uitați-vă, în notă întâlnim versiunea engleză a acestui text, la ultima parte a noții, unde spune da. că credincioșii, iar credin, cei credincioși ai Lui Hristos, vor apărea în frumusețea Domnului Dumnezeului nostru, Psalmii 90 cu 17. Am revizuit și doar versiunea engleză, doar King James a tradus așa că fie peste noi frumusețea ta, Doamne. Mm -hmm. Celelalte traduce și ceilalți traducători au ales că să fie peste noi să fie peste noi doar bunăvoința ta, Doamne. Dar oricum, fiecare om, fiecare trup va învia și va fi frumos după chipul lui Dumnezeu. Mm -hmm. Aceasta trebuie să fim să fim siguri despre asta. Când a fost creată Adam și Eva? De la început ce a fost pus în grădina Edenului? Cunoaștem că ei nu trebuiau să o moară. Cunoaștem că ei trebuia să fie veșnic fericiți, să fie în prezența lui Dumnezeu. Ce mijloace a folosit Dumnezeu pentru perpetuarea vieții înainte de cădere? Și de unde concluzionăm că El va face același lucru din nou pe noul pământ? Mijlocul pe care l-a văzut Dumnezeu pentru ca oamenii să continuă să trăiască era pomul vieții. Și oamenii mm -hmm. trebuiau să se elementeze în continuu din acest pom ca să trăiască veșnic. Da. Nota spunea că lumea antediluviană a trăit o viață de aproape 900 de ani, în mediu 700-800 de ani, doar datorită că Adam și Eva au consumat fructele acestui copac. Mm -hmm. Sau au fi consumat și frunzele, nu știu. Dar au consumat roadele acestui pom. De unde putem să concluzionăm noi că pe nouă pământ va fi același remediu? Îl găsim în Apocalipsa, ultimele capitole, că Dumnezeu va pune la mijlocul, în piața cetății, cum spune versetul, tot un pom, un pom, pomul vieții îl numește, care fructele lui vor ajuta la prelungirea vieții, iar frunzele lui la vindecarea neamurilor. Adică Dumnezeu a prevăzut ca aceeași substanță care era din pomul acesta să păstreze viața. Și uite chiar m-am gândit oare exista vreo substanță specifică în acel copac care să ajute la prelungirea vieții sau era doar un simbol. Eu cred că era doar un simbol. Uite nota spune interesant. Pomul vieții poseda puterea de a perpetua viața și atât timp cât mâncau din el ei nu puteau muri. Păi se primește că dacă nu mâncau din, din pomul vieții, mureau totuși. Sau, sau nu putea Dumnezeu să facă ca să, să, nu, să nu fie neapărat nevoie de pomul vieții? Asta e dilema la care noi nu găsim răspuns. Păi, Însă eu cred Însă că... cert este că crezând în Dumnezeu și ne mâncând din pomul vieții, aceasta ar fi însemnat neascultare da. și neascultarea duce la moarte. Eu și cred cert că... mai este că mâncând din pomul vieții, dar necrezând în puterea lui Dumnezeu, aceasta nu aici poate este, Aici este răspunsul meu, ceea ce vreau să spun. O propoziție mai sus spune, când Adam și Eva mâncau din acest copac, ei recunoșteau dependența lor de Dumnezeu. Că Dumnezeu a făcut aceasta în grădina Eden și va fi aceasta și pe noul pământ, ca oamenii permanent să simte dependența de Dumnezeu. Nu că ar fi un idol acel pom, că aceea ar fi, ar fi Dumnezeu, și din el, din acel pom ia viață. Dar să simți dependența de Dumnezeu. Dumnezeu a spus că trebuie să mâncați de aici și veți avea viață. Aceasta e un este. fel de dependență de ceva. Și noi trebuie aici pe pământ. Și niciodată nu va fi vreun timp când se va termina dependența noastră de Dumnezeu. Cred că acesta și este scopul lui Dumnezeu cu pomul vieții. Așa este. Așa este. Continuăm studiul Arcadiei. Mm -hmm. Care dorește Dumnezeu să fie atitudinea noastră chiar și atunci când suntem bolnavi? Ceva s-a vorbit și spuneam că e ușor de spus multe vorbe. Ce da. totuși ar trebui să Primul facem? Primul lucru noi pe care l-am vorbit noi la întrebarea precedentă a fost că trebuie să medităm la lucrurile de sus, adică la lucrurile spirituale. Uh -huh. Aceasta ține de viața noastră spirituală. Însă mai este vorba aici și despre starea noastră sufletească. Apostolul Pavel spunea și ne dea un sfat. Unde spunea, zice, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumirea este un lucru care vine în legătură cu evlavia. Mm -hmm. Nu e așa, zice, evlavia însoțită de mulțumire este cum? Un mare câștig, spunea Apostolul Pavel. Și care este numele câștigului? Ce câștigi pe aceasta? Câștigul pe care îl avem noi aici, răspunsul îl dă în proverbele 17 cu 22, înțeleptul Solomon. Unde spune, o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Starea noastră lăuntrică, starea noastră sufletească, foarte mult acționează la starea noastră Finsic. de sănătate în corp. Și acest lucru este dovedit științific, și acest lucru este descris și în Biblie. Rămâne numai să, să, să ne folosim. Spunea aici o, o frază de notă. Există un adevăr despre fiziologie în scriptură, textul pe care l-am citit. Adevăr pe care trebuie să-l luăm în considerație. O inimă veselă este un bun lac. Că cea mai bună farmacie este Inima veselă, așa să o spunem. Mhm. Mm pe de altă parte, am putea să spunem, dar pentru ce să fim veseli? Pentru ce să fim mulțumitori? Doar atâtea necazuri și griji și, și boli și suferinți și necazuri. Nu avem motive pentru ce să fim veseli, nu? Alții spun, face haz de necaz. Da. Tocmai această întrebare nu putem să răspundem și nu o putem să înțelegem fără următoarea întrebare, punctul B, la care vreau să citez aceste referințe unde spune, nu vă îngrijorați de nimic. Pe de altă parte, Dumnezeu ne cheamă, zice, ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și așa mai departe, cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice prisepere, vă va păzi sufletele. Eu aș adăuga și trupurile voastre. Adică, cum să fii vesel, cum să ai o inimă liniștită, mulțumită, dacă atâtea necazări. Da, avem necazări și nu poți să zici că n-ai necază, nu poți să fii, spui, oh, am necază, n-am nicio treabă, eu sunt liniștit. Avem necazări. Pentru că trăim în lume cu necazuri, avem necazuri, avem probleme, avem dureri, dar să le aducem la picioarele lui Hristos. Și atunci când ne aduci la picioarele lui Hristos, zice și pacea lui vă va însoți. Deci nu poți să ai pace dacă nu lești bine cazuri la Hristos. Și nu poți să ai, nu poți să ai o inimă veselă dacă nu vii cu necazurile tale la Domnul Hristos. Adică fiind fiind trist cumva, fiind plin de de griji pe lângă grijile care le ai tu le mai adaugi că Nu... De ce se spune că este un bun câștig? Că ai un câștig măcar pentru că îți este, suflet, îți este liniștit sufletul, este liniște și pace în familie. Dar atunci dacă ar fi o problemă și toți mai mulți s-ar agita de la această problemă, această problemă nu se va rezolva mai ușor. Sigur Dar nu e din... câștigă asta. Asta da? e pierdere și pierdere, mare. pierdere și pierdere mare. Cum pot cei bolnavi să fie o binecuvântare pentru alții? Și ce efect va avea aceasta asupra lor înșiși? Parcă ar fi un paradox. Cum poate... Un bolnav să fie o binecuvântare pentru cineva. Așa. Păi tocmai în asta se găsește și binecuvântarea. De a fi de folos pentru cei din jur. Spunea, spuneau textele de aici, zice, tot așa să lumineze și lumina voastră. Indiferent în ce stare te afle, tu trebuie să fii un mijloc de încurajare și de lumină pentru alții. Și în felul în care transmiți lumina, în acel fel, sufletele vor fi încurajate. Dar, vindecarea va fi din este scris în Isaia capitolul 58 unde spune când va încolți sănătatea noastră repede unde spune dezleagă lanțurile uh -huh. răutății așa uh -huh. îmbracă pe cel lipsit hrănește pe cel uh, flămând adunca da pe cel fără apost. atunci sănătatea ta va încolți repede va încolți repede deci atunci când încerci să fii binecuvântare pentru alții în mod normal mintea ta se un pic spre, se reorientează de la necazurile tale spre necazurile altuia, atunci începi să capeți pacea, începi să, să capeți liniștea, pentru că slujind și servind capeți bine, binecuvântarea lui Dumnezeu. Da, sigur. Aceasta, acesta ce este apelul nostru, acesta este apelul din partea lui Dumnezeu pentru noi, dragii mei, ca să venim la Dumnezeu și El ne va da liniște inimilor noastre și când vom avea liniște în inimile noastre, atunci vom avea liniște și sănătate în corpurile noastre. Dacă vă aduceți minte la studiile care le-am petrecut despre inimă, acolo foarte bine se dezvolta acest gând. Să avem liniște în inimile noastre, încredere în Dumnezeu și Dumnezeu ne va călăuzi. La ce lucruri pot să meriteze cei bolnavi chiar când nu pot întrevedea o vindecare imediată? De obicei, ce se gândesc cei bolnavi? Să de nou, cât, <cât mai repede se facă sănătos altceva nu poate să se gândească omul nu vrea altceva nimic decât să se vadă sănătos S se gândește doar la sănătatea trupului său totuși există lucruri la care putem să medităm și acestea sunt lucrările lui Dumnezeu uh -huh. lucrările lui Dumnezeu care sunt în natură nu la lucrările pe care le-a făcut oamenii nu, oamenii care sunt bolnavi de multe ori încearcă să-și găsească ocupația, sa, ocupația lor sau să-și găsească timpul de relaxare între blocuri, în oraș, în casă sau într-o cameră. Cel mai bun loc este să fii în natură, să meditezi la lucrările lui Dumnezeu, să privești cum crește un porumb în grădină, să privești cum crește roșia, cum se înroșește, să privești cum cerul se înnorează, cum apune soarele, cum răsare. Toate aceste lucruri uh, ne va debarasa de probleme. Uh -huh. Și este de datoria noastră să ne debarasăm de probleme. Și acesta este mijlocul prin care Dumnezeu încearcă să ne, să, ne, să ne mântuie. Și cel care va fi mulțumitor pentru aceste lucruri, va aduce o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu. Și această jertfă îi place lui Dumnezeu. Să nu ne gândim la rău, să nu ne gândim la, la ceva înjositor, dar să-L avem pe Dumnezeu laude la adresa lui Dumnezeu pe buze noastre să fie, și atunci Dumnezeu numai decât va avea grijă ca nouă să ne fie bine. De ce putem fi noi bucuroși chiar în circumstanțe apăsătoare? Care, adică, ca, pe de altă parte, cu alte cuvinte, de ce nu ar trebui să ne intereseze nimic de pe acest pământ? Pentru că nădejdea noastră duce dincolo de acest pământ. Da. sunt astăzi în lume mulți creștini sau așa zis creștini care își pun nădejdea în acest pământ și nu vreau să supăr pe nimeni nu vreau să, să fac o aberație sau oamenii își pun nădejdea în acest pământ blestemat că el va fi renovat dacă acest pământ sau ei personal îl vor renova uh -huh. și vor scăpa personal și de boli și vor scăpa personal și de toate problemele care se fac pe pământul acesta de cu cutremure și de toate aceste lucruri. Dumnezeu ne spune și ne făgăduiește, iată fac pentru voi lucruri noi. Lucrurile acestea țin de pământ, va fi un pământ nou, eu fac un pământ nou și ceruri noi. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu va re nu va renova, dar va face alte lucruri noi, după cum crede El și prin puterea Lui, în care va locui alte lucruri. Oamenii vor locui după alte principii. Și lucrurile trecute sau ceea ce ține de păcat nu va veni în minte. Și asta ar trebui să ne bucure. Pentru că noi nu putem să scăpăm cu puterile noastre de, de această lepra păcatului. Nu putem. Deci cu alte cuvinte nu poate, cum spune Apostolul Pavel, nu poate sângele și carne să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Petru, în 2 Petru, ultimul capitol, zice, aceste ceruri va trebui să ardă, cerurile și pământul va trebui să ardă mm -hmm. și zice cu tot ce este pe el va arde Nimic nu va mai rămâne din ceea ce este acum Pentru ce? Pentru că explică Dumnezeu prin îngerul său lui Ioan în capitolul 21 din Apocalipsa, zice pentru că fac un cer și un pământ nou nou Când Acest... spune Dumnezeu că face ceva nou aceasta înseamnă că este ceva nou și bun da? Sigur, dacă noi tot trăim în lumea lucrurilor second-hand, uh -huh. mi se pare că Dumnezeu tot lucrează cu lucruri second-hand. Chiar dacă îmi permit să vă să fac o paranteză aici, este o, o rătăcire gro grozavă în poporul lui Dumnezeu și cei care se cred poporul lui Dumnezeu cu privire la faptul că Dumnezeu ne adoptă. Dumnezeu ne adoptă co ca copiii săi. Există un text biblic uh, care folosește această afirmație. Apostolul Petru, Apostolul Pavel spune că va da Duhul în fierii în romani. Mm. Și oamenii cred că Dumnezeu ne adoptă. Și așa cum suntem noi, ne e, hai că să fiți și voi copiii mei, să fiți sub, sub umbra mea. Dragii mei, dragi prieteni, vreau o, o referire. Dumnezeu nu ne adoptă. Dumnezeu ne-a dat Duhul în fierii. Însă Dumnezeu vrea să ne facă copiii săi. În Ioan, capitolul 1, fiți, fiți atenți, citiți foarte atenți, zice: Născuți, născuți asta înseamnă, nu adoptați. Născuți nu din fire, din carne, din sânge, ci zice: Din Duhul, născuți. El ne dă Duhul în fiere, adică ne atrage spre el acasă și apoi zice: Dacă vrei să fii ca mine, eu trebuie să te nasc. Tu trebuie să te fac nou. Tu trebuie să fii, să spun așa. Să fii în mine și eu să te nasc ca să fii născut copil de Dumnezeu. Da. La fel Dumnezeu face și cu lucrurile Sale, nu? Ea le reciclează și le bagă înapoi ca, ca lucruri bune. Dumnezeu face lucruri noi. Da, da. Frumos este. Și astăzi, când fiecare zi, prin să spunem că apar lucruri noi pe această Pământ, și mâine, poi mâine, ele sunt deja aproape vechi și peste un an, să spunem, ele nu mai trebuie la nimeni. Pe de altă parte și farmaciile în fiecare zi fac medicamente noi, dar ele nu lungesc viața oamenilor, nu alină durerile oamenilor. Și numai Dumnezeu poate să facă lucruri noi. Și la început Dumnezeu când a făcut pământul a spus că s-a uitat și erau foarte bune toate lucrurile. Când va face un lucru nou, un cer și un pământ nou și ne va pune pe noi în el, Va fi iar un lucru foarte bun de care ne vom bucura. Sinește Dumnezeu la aceasta. Da. Ce vom face noi când comparăm încercările noastre cu ceea ce a făcut Isus pentru noi? Adică putem să spunem că este prea greu peste puterile noastre ceva? Nici de cum. Nici de cum. Dar atunci când comparăm încercările noastre, mi-am adus aminte textul pe care îl spune Apostolul Pavel. Foarte interesant, zice: mm -hmm. Noi nu putem pune alături încercările de, de acum, acum, cu slava viitoare. Cu viitoare. Sau pe de altă parte, dacă să privim pe altă parte, nu putem să comparăm încercările noastre și prin cei ce trecem noi, prin cei ce a trecut Isus. Nu putem să trecem, pentru că Isus Hristos a trecut mai greu decât toți. Și pot să o spun acest lucru cu, cu literă mare. Domnul Hristos a trecut pe acolo, poate de multe ori noi nu va trebui să trecem, dar El a trecut pentru noi și a trecut pentru ca să ne creeze o cale, Să ne croiască o cale, uhum. să ne dă putere ca noi să trecem pe acolo și atunci nădejdea noastră și încrederea se va întări în el. Am început cu un textul lui Iov unde spunea, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. viu. Acest răscumpărător este Isus Hristos. Și uite ce e interesant că lecția se încheie exact cu același răscumpărător. Uh -huh. Iov spunea, el știe că este răscumpărătorul lui viu, iar noi îl cunoaștem că răscumpărătorul este viu. Și acesta este Isus Hristos. Acesta este centru credinței, centrul credinței noastre. Spune Nota și vreau să mă adresez, dragi prieteni, către dumneavoastră și adresarea este și pentru mine. Nota spunea, zice, odihnește-te în mâinile lui Isus. Adică nu putem să fugim de suferințele noastre ci putem să apelăm la ajutorul său aici pe pământ. Putem să apelăm la, la grija lui aici pe pământ și el va face ca pacea noastră să fie ca un râu și liniștea noastră să fie ca marea și salvarea îmi va fi garantată. În așa, în această încredere puternică vom fi salvați și eu cred și zic amin la aceste lucruri. Da, amin. Dragi prieteni, așa cum a spus Iov, a fost de plin încredințat că eu îl voi vedea pe răscumpărătorul meu, a spus-o și Pavel că mă așteaptă cu unul de neprehănirii, același Dumnezeu este și astăzi și fiecare dintre dumneavoastră să-și spună la rândul lui, am un răscumpărător viu care poate să mă salveze, care poate să-mi dea sănătate aici pe pământ. Și chiar dacă nu mi-o dă aici pe pământ, sunt sigur că el poate să îmi dea un trup al neputrezirii cu care să fiu în veșnicie împreună cu Hristos. Fiecare dintre noi să ne prindem de brațul lui Hristos. Și această notă atât de pozitivă, atât de frumoasă, care se încheie lecția noastră, care se încheie studiul nostru în acest trimestru, Planul de Sănătate al lui Dumnezeu pentru omenire. Cel mai puternic medicament pentru sănătatea noastră acesta este să ne credem în Dumnezeu, să fim veseli că avem o casă atât de bună și de frumoasă în ceruri, să fim bucuroși și să tindem cât mai mult în fiecare zi, în fiecare oră să vorbim despre acea acasă noastră din ceruri și aceasta ne va da sănătatea trupurilor noastre. Aceasta va fi o vindicare pentru copiii noștri, pentru toți noștri dragi. Arcade, îți mulțumesc pentru studiul. Domnul să fie laudat și preamărit. Domnul să fie laudat pentru tot ceea ce ne-a învățat el pe noi în această lecție. Vreau să mă adresez către toți cei care ne vizionează și ne urmăresc pe internet. Rugăciunea și dorința mea pentru mine și pentru dumneavoastră este să fim acolo odată. Să fim odată cu Dumnezeu, să fim odată cu Isus Hristos pe un pământ nou unde nu va exista toate aceste lucruri. Și vreau să vă spun că lucrul acesta este real și este posibil. Lucrul acesta este posibil pentru că așa cum Dumnezeu ne-a creat pe noi la început, fără păcat. Așa Dumnezeu poate să ne regenereze, poate să ne recreeze. Rămâne de partea mea și de partea dumneavoastră să credem în acest Dumnezeu. Da, mulțumesc. Aceasta este dorința și a mea și vreau cu aceasta să închidem studiul nostru, să credem că Dumnezeu este mare și puternic și poate să facă totul. Vă spunem pe curând și ne întâlnim în următorul trimestru la un nou studiu, la o nouă temă de studiu. Pe curând la toți.